armata este adunată pentru ceremonialul depunerii jurământului militar. Sunt șeful centrului operațional, colonel Giurcă. Oficieri, mai militari și suboficieri. Participăm astăzi la un eveniment de o deosebită importanță pentru pompieri militari și civili. Depunerea jurământului militar de către cei mai noi colegi care s-au alăturat de urma examenelor de la finalul anului trecut. Prin rostirea jurământului, un nou contingent de salvatori se va alătura generațiilor de pompieri care și-au închinat întreaga lor viață slujirii cetățenilor, asigurând ocrotirea vieții și a avutului populației. Dragi colegi, azi veți prelua aceste tradiții cu înalta datorie de a le îmbogăți prin fapte pentru a le transmite cu cinste viitoarelor contingente de pompieri. Doresc să evidențiez dorința voastră de a intra în această mare și apreciată familie a pompierilor, dar și determinarea voastră în instruire, iar și seriozitatea cu care o veți face, va crea pe mine formării abilităților și de plinurile sale oricărui pompier salvator. Spun aceasta pentru că un pompier pregătit este acela care este în măsură să găsească soluții în situații critice pentru a salva pe cei aflați în pericol, dar și să se întoarcă sănătos acasă la cei dragi. Visul de a deveni pompier a devenit pentru voi o realitate. El este omniprezent în sufletele multor copii și tineri. Iar înrolarea lor în rândul salvatorilor de-a lungul timpului a vizat dezăvârșirea destinului lor sub standardul acestei arme nobile. Jurământul militar este un angajament solemn de credință și devotament, prin care faceți legământ cu țara și cu Dumnezeu, că vă veți îndeplini exemplar îndatoririle, veți respecta Constituția, legile țării, regulamentele militare, veți acționa mereu pentru o cauză nobilă și dreaptă în societate. Depunerea jurământului militar este actul de conștiință cu înalte certificații patriotice și civice, prin care un tânăr dobândește pe deplin statutul de militar. Bărbați și femei, ce depuneți astăzi jurământul militar, să dovediți prin tot ceea ce veți face că sunteți buni români, militari integri și devotați patriei noastre, România. Dumnezeu și noi suntem cu voi. Vă doresc succes! Amin! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărat Ceresc, Mânghietor, Duhul Adevărului, care pretutindele și toate lângrievii se iau bunătăți vădătătorul de viață, vină și să lăsăiești între noi și ne curățește prin noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunul sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, sunt de tare și fără de moarte, iubește pe noi. Sfinte Dumnezeu, sunt de tare și fără de moarte, iubește pe noi. Sfinte Dumnezeu, sunt de tare și fără de moarte, iubește pe noi. Prea Sfântă Treime, iubește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Doamne, miluiește! Pentru poporul român cel binevenului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul și țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzducului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru formației! Mărși! Eu,
major Fel. Sergent major Gulciuc. Sergent major Titican. Sergent major Munteanu. Sergent major Stan. Sergent major Zahariu. Sergent major Tiriu. Sergent major Gâdea. Sergent major Pop. Sergent major Fili. Sergent major Roșu. Jur credință patriei mele România. Jur credință patriei mele România. Jur. Jur. Să-mi apăr țara. Să-mi apăr țara. Chiar cu prețul vieții. Chiar cu prețul vieții. Jur. Jur. Să respect Constituția. Să respect Constituția. Legile țării. Legile țării. Și regulamentele militare. Și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Azi înainte, prin voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, v-ați legat pe viață de țară. Fiți demn de acest legământ. Dumnezeu să vă ajute. Unitate pe legământ! Are cuvântul sergent major Fulvia Tancuța. Domnule general, sunt sergent major Fulvia. Vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul. Mulți am fost, puțini am rămas, pregătiți pentru a ne servi patria și a ne ajuta semenii. Din cei înscriți, doar cei mai buni am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor eșalonului superior. Emoția ne-a cuprins, iar gândul necunoscutului ne-a făcut să pășim timiți spre cariera militară. Ne-am primit gradele și încet, încet am început să realizăm ce înseamnă să fii pompier și mândria cu care se întorc pompierii că și-au îndeplinit misiunea de a salva și proteja viețile semenilor și bunurile materiale, fără a aștepta chiar nimic în schimb. Chiar de la început, ușor bâlbuiți și timorați în fața superiorilor, uitam formulele de adresare și confundam stânga cu dreapta. Am fost aleși și acceptați de colectiv, ajutați și îndrumați de cei mai vechi. Am strânit de multe ori hohote de râs prin mișcările de fond stângace atunci când ne uitam nedumeriți unii la alții la fiecare comandă nou primită. Deși la început, drumul spre această zi festivă a fost greu și anevoios, am răzbit și am strâns din dinți în fața temperaturilor extreme, am continuat să luptăm, să învățăm și să evoluăm pentru a demonstra că niciunul care nu a avut contact cu viața militară se poate adapta și integra în rândurile profesioniștilor. Vă mulțumim! Domnule general, am terminat. Vă rog să-mi permiteți să iau loc în formație. În formație, marș. Am înțeles. Are cuvântul sergent major Atinionese Ioan. Domnule general, sunt sergent major Atinionese, vă rog să permite să iau cuvântul. Am înțeles. Onorată asistență, astăzi am jurat credință patriei în fața întregii audiențe, mândrindu-ne cu faptul că suntem printre cei aleși a sta în fața dumneavoastră și a jura că ne vom servi patria, chiar și cu prețul vieții, fiind cuprinși de o bucurie imensă și în același timp de o emoție ce nu poate fi exprimată în cuvinte. Dorim să mulțumim cadrelor detașamentului Vatra Dornei, în funcție cu comanda detașamentului, pentru răbdarea de care au dat dovadă față de noi, fiind cei care au pus prima cărămidă în zidirea unei frumoase cariere militare. Nu dorim să-i omitem, să-i mulțumim domnului general de brigadă, inspector șef dr. Ion Burlui, alături de celelalte cadre militare din conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava și nu în ultimul rând dorim să mulțumim părinților, părinților și familiilor pentru eforturile depuse și pentru că ne-au sprijinit, susținut și sperăm că o facem în continuare. Dorim să o facem să fiți mândri de noi. Vă mulțumim! Are cuvântul general de brigadă Burlui Ion, inspector șef. Dragi militari, în urmă cu numai câteva săptămâni ați îmbrăcat uniforma militară de pompier. Până în prezent ați avut posibilitatea să cunoașteți tradițiile glorioase ale armei pompieri și ale unității unde aveți onoarea de a vă sluji patria și cetățeanul. Pompierii militari păstrează ca pe o comoară de pest numele și faptele eroilor care în momentele cumpănă și-au făcut exemplar datoria față de țară și față de semeni. Fiți mândri că sunteți militari ai Inspectoratului în situații de urgență în Bucovina, al județului Suceava, chemați să apărați viața și apărul cetățenilor. Sunt misiuni onorante,
pe care executându-o cu spirit de răspundere, ca și cum i-a salvat pe cei dragi vouă, cu rigoarea și entuziasmul tinereții, vă veți servi patria cu adevărat și cetățeniei. Dar pentru a le îndeplini cu succes, aveți nevoie să vă dedicați cu toată energia instruirii și pregătirii voastre. Statutul vostru de pompier militar în slujba legii, în serviciul cetățeanului și al comunității, vă obligă să cunoașteți temeii și să aplicați în tocmai relevantul militar. Să fiți modele de corectitudine, să ridicați în tocmai drepturile și drepturile cetățeanului. Dezvoltați redeplinirea de a lucra în echipă. Fiți buni cavalari și credeți în valorile umane. V-ați plecat azi la sediul inspectoratului să apărați patria, suveranitatea și independența țării, chiar cu prețul vieții. Ați ales o carieră frumoasă, dar grea, pe care ați început să o desluciți deja în zilele acestea, pe timpul procesului de pregătire. Acest statut de salvator profesionist implică multă răspundere, multă muncă și mult curaj, dar nu ultimul rând, pasiune. Fără a face meseria de pompier din pasiune, nu se poate. Nu poți să-ți riști viața, salvând un necunoscut aflat în pericol, gândindu-te la cât e salariul pe lună. Jurământul depus azi este actul de naștere profesională al vostru, care vă dă dreptul să vă numiți pompieri militari. Este un legământ pe care l-ați depus în fața țării, a noastră și a lui Dumnezeu. Ce ar însemna jurământul militar fără formula asta de final? Așa să ne ajute Dumnezeu. Ar fi un contract neînsușit și care nu ne responsabilizează pe deplin. Dumnezeu este garanția că vă veți duce misiunea până la capăt. Jurământul este în același timp și un act de mare onoare pentru cel care îl face și îl consacră într-o instituție fundamentală a țării și de mare stimă pentru cetățenii, după cum o dovedește gradul de încredere al acestora în pompierii salvatori. Și nu ultimul rând, jurământul este un angajament statornic al bărbăției și demnității proprii otașului român, care a pus patria înaintea altor interese, chiar dacă istoria l-a reținut ca ostaș necunoscut. La încheiere, dați-mi voi să vă reamintesc versurile Otiliei Cazimir din poezia Moștenirea, care ar putea înlocui toate alocuțiunile cu referire la acest moment înălțător din viața ostașului român. Odată cu trecutul sfânt, străbunii ne lăsară, din câte țări sunt pe pământ, cea mai frumoasă țară. Copii, înveți să nu uităm cât dor de ea ne leagă. Hotarul să-i apărăm, să o păstrăm întreagă. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți pompierii în nobla misiune pe care ne-am angajat să o îndeplinim, să ne aducă mereu înapoi pe de la casă, la cei dragi nouă. Dragi militari, în această zi unică din viața voastră, vă felicit cu ocazia de punere jurământului militar. Ura! Ura! Ura!
copiii. Sunt niște oameni care noi îi percepem ca niște oameni de nădejde. Chiar dacă noi cunoaștem foarte mult, faptul că au îndrăznit să se gândească, să dea examen la pompieri, este un lucru foarte mare. A fi pompier, așa cum am spus și în cuvântul meu, este foarte frumos. Dacă te uiți de afară cum trec mașinile la intervenție. Dacă trăiești viața de pompier, viața de pompier presupune foarte multe privațiuni. Am fost surprins și eu, la fel cum am fost și ei surprinși, de curajul fetelor care l-au avut să vină în sistem atât de multe fete la noi, la pompieri. Este un început. Dar așa cum femeia are puterea să ducă o gospodărie, are puterea să crească copiii noștri, doar așa femeia are puterea ca să facă treaba cum trebuie și la serviciu. Pentru frați, pentru surori, pentru soți, să fiți mândri de ei, așa cum și noi vrem să fim mândri de ei. Și din momentul de față suntem egali toți. Așa cum în stat de organizare suntem toți trecuți în același document, pe poartă intrăm toți odată, suntem toți egali, de la sergent major la general și la inspector șef la servant. Să vă rog în sănătate multă. Vă rog să comandați plutonul de tineri pompieri, să rugați pentru inspecție. Pentru inspecție, 5-3 pași înainte. Mărți! Servesc patria! 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 Sunt în formație! Mărși! Unitate! Unitate! Programul!